găsit, stimați telespectatori! Iată, alături de mine și de dumneavoastră în această emisiune este doamna dr. Monica Radu. Este medic primar în medicina de familie, medic formator aici și v-am invitat pentru că este de mare actualitate că în acest an am început, așa să spunem, cu dreptul, cu mai multe carturi în portofel. Este vorba de cardul de sănătate, despre care știm poate mai puține lucruri decât ar trebui să știm, pentru că din februarie trebuie să-l avem la purtător obligatoriu. Vă spun bine ați venit! Bine v-am găsit! Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor! Îmi pare bine că sunt alături de dumneavoastră a treia oară. Poate ne mai luminați și pe noi, acum la început de an, având în vedere că... luminăm împreună. Da, sigur! Despre cardul de sănătate. Cardul de sănătate este un document, că așa poate fi numit, eliberat de Casa de Asigurări de Sănătate, întocmit de Casa de Asigurări de Sănătate, este personalizat, deci este pentru fiecare persoană, la fel ca și cardul de pensie, pentru cei care ridică pensia pe card, dar în acel card nu sunt bani. Cu cardul de sănătate, orice posesor de card se prezintă la medicul la care este nevoie, îi se activează cardul, deci pot să spun că activarea cardului se poate face și în policlinică și în spital, nu obligatoriu la medicul de familie. Acolo unde se prezintă prima dată cu cardul, se face obligatoriu inițializarea cardului. În baza acestui card, pacientul este, îi se inscripționează datele personale pe card, se inscripționează faptul că s-a prezentat la cabinetul respectiv. La cabinetul respectiv poate îi se eliberează o rețetă. Cu același card, persoana respectivă se prezintă la farmacie, în baza căruia poate să primească medicamentele de pe rețetă. Să spunem că aceste carduri au venit și vin numai pentru persoanele care sunt asigurate și adolescenții care au trecut de vârsta de 18 ani, dar ele vin cu un cod, cu un PIN de transport 000 și automat, atunci când merge prima dată în urgență la medicul de familie sau unde a spus dumneavoastră la spital, primește un nou PIN. Acum se nasc foarte multe semne de întrebare. Sunt oameni bătrâni în mediul rural, oameni nevăzători, oameni. Cum vor folosi aceste carduri? Sau, ca să nu vă întreb cât de pregătiți eram pentru acest deci, sistem. Deci, problema cu PIN-ul, PIN-ul poate fi schimbat numai dacă posesorul de card dorește. Posesorul de card își introduce singur PIN-ul în card, deci personalul medical nu trebuie să vadă acel PIN și trebuie să-l țină minte pentru că trebuie să-l tasteze la fiecare prezentare, la farmacie, la laborator, la serviciile de recuperare medicală, oriunde se prezintă, pentru o radiografie, pentru orice serviciu clinic, deci în policlinică sau paraclinic, pentru o analiză, trebuie să prezinte cardul și să tasteze PIN-ul. Ce deci facem dacă îl uităm, de exemplu? Că ni se mai întâmplă n-aș tuturor. N-aș putea să spun. Și avem și foarte multe carduri nu am dintre avut noi. Până la ora actuală, da, până la ora actuală am primit și eu card, dar deocamdată este o problemă cu cititoarele de card. Da, cititoarele de card nu s-au găsit la noi în țară până acum. Au fost și sunt aduse de diverse firme. Sunt colegi care și-au cumpărat cititoare de card. Nu m-am grăbit să-l cumpăr, deși am făcut comandă și nu sunt hotărâtă, pentru că sunt colegi care au luat cel mai bun cititor de card, primul de pe listă de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, și au avut surpriza să le fie șterse datele din calculator. Și a trebuit să muncească să introducă datele din nou manual în calculator datorită acelui cititor de card. Mai există și altă problemă. Nu este adevărat că inițierea unui cititor de card se face în 30 de secunde. Sunt colegi pe listele noastre de discuții care a durat și o jumătate de oră. Deci gândiți-vă, noi medicii de familie avem 15 minute pentru fiecare pacient. Deci dacă eu am pierdut 5 minute, nu o jumătate de oră, că dacă am pierdut o jumătate de oră pentru un PIN, înseamnă că am pierdut doi pacienți. Da, am pierdut doi pacienți. Același lucru este valabil peste tot. Peste degeaba, tot, sigur. Degeaba da. Pleacă în altă parte, pentru că se poate întâmpla la fel. Deci am pierdut din timpul de consultație al pacientului. În loc să văd pacientul,
să îl consult ca lumea, să stau de vorbă cât trebuie, să îl consiliez, să-i dau tratamentul adecvat, trebuie să pierd timpul pentru acel cititor, acel card. Se înțeleg că această măsură a venit așa și pentru dumneavoastră, pentru medicii de familie, ca un calvar în plus, adică nu vă ușurează munca, din câte îmi spuneți, din potrivă, este așa. Teoretic un ne ușurează munca, dar practic rămâne de văzut cât de mult ne ușurează munca. Ne-ați mai dat o veste proastă, aia că nu sunt încă achiziționate aceste cititoare de carduri. Dar având în vedere că legea spune că între 1 și 7 februarie 2015 nu mai putem să ne prezentăm fără acest... S-a prelungit până... Până în martie, nu? Pe până, nu, până în mai. Până în mai. Da, deci... s-a prelungit cu încă 3 luni de zile. Deci asta ar fi una din veștile bune, să zicem așa. Pentru că nu toată lumea a achiziționat cititoarele de card, deși cei colegii care au contracte cu softurile de IT au comandat cititoarele de card și încă nu au intrat în posesia lor. Vă mai întreb ceva. Este pregătit, de exemplu, poate mediul urban, dar mediul rural era pregătit pentru astfel de măsură sanitară? Nu cred că era deloc pregătit, pentru că nu pot să spun că un pacient din mediul rural care are o pregătire la nivelul respectiv, nu vreau să jignesc pe nimeni, poate că nici nu știe cum arată un card. Dar mi-te să mai introducă și PIN-ul, să mai lucreze cu el și să... Dumneavoastră ați făcut training-uri în acest sens, adică medicii de familie, ați mers pe parcursul anului trecut, 2014, la instruiri în pentru vederea card, nu. Acestora? Pentru card nu. Pentru card nu s-a făcut instruire. Pentru că nu puteam să facem practic, nu aveam cititoarele de card și nu puteam să... Noi știm că acel card există și trebuie să-l folosim, dar nu știm cum trebuie să-l folosim, nu știm ce trebuie să facem. Știți că știm există teoretic, pro și contra părerile oamenilor vis-a-vis de aceste carduri, mai mult contra decât pro, dar un pronostic pentru 2015, să gândim puțin în perspectiva acestui an, în decembrie 2015, credeți că tot acest sistem va funcționa la parametrii pe care și ar fi dorit cei care l-au implementat? Nu pot să dau un răspuns. Nu vreau să se creadă că sunt împotriva cardului de sănătate, deși sunt o persoană care îmi fac singură lucrările la cabinet, îmi folosesc singură sistemul informatic, numai eu lucrez pe el, asistenta mea nu lucrează, și totuși sunt într-o mare dilemă și... Da. Să anunțăm telespectatorii noștri că ne pot suna, ne puteți suna, stimați telespectatori, la numărul de telefon afișat pe ecran. De fapt, ne puteți trimite SMS-uri. Asta este, de fapt, asta este modalitatea și puteți pune întrebări dacă vă macină ceva vis-a-vis de acest aspect. Bineînțeles că nu vom monopoliza discuția în această oră doar cu cardurile, dar fiind de actualitate și fiind o măsură care ne privește absolut pe toți sau pe toată lumea, să spun așa, pe toată lumea e prea mult, pentru că neasigurații nu intră aici. Nu așteptăm numai, să ne trimiteți SMS cu părerile dumneavoastră, cu întrebările. Asigurate, care figurau ca asigurate într-o anume perioadă de timp, cred că 2012-2013, cam așa ceva. Nu este, pentru că la cardurile de sănătate se lucrează de câțiva ani, nu sunt făcut acum în ultimile 2-3 luni ca să, și oricum baza de date a casei nu este actualizată pentru că am la mine pe listă persoane care îmi vin cu adeverință de asigurat, eliberată de Casa de Asigurări de Sănătate, semnată de președintele director general al Casei de Asigurări de Sănătate și la mine în soft apare ca neasigurat. Până acum am depistat 3 persoane. Am depistat un PFA. Și deci nu este rea credință. Până la urmă este doar o bază de date care e defectuoasă la nivelul ăsta. Da, da. Am 3 persoane care nu... Un șomer, un avocat și o persoană cu independent. Mai am o întrebare. De exemplu, aceste carduri au început ele să se împartă așa pe teritoriul României, începând cu 19 septembrie. Să zicem că o persoană a fost asigurată, a intrat în baza de date, bineînțeles că i s-a eliberat card,
i s-a ciocănit acolo la ușă și i s-a rămânat de către poștaș, dar acum nu mai este asigurat. Ce va face? Deci este practic un neasigurat cu card de sănătate. Deci să lămurim un lucru. O persoană, dacă este asigurat și să zicem că în luna ianuarie nu mai lucrează, încetează... Să spunem, ianuarie 2015. Da, ianuarie 2015, conform contractului cadru, mai este asigurat încă 3 luni de zile. Deci, februarie, martie și aprilie. La 1 mai nu mai este asigurat. Iar depinde și de medicul la care se prezintă. Medicul de familie cunoaște cel mai bine situația asiguraților și neasiguraților, pentru că nimeni nu poate risca să elibereze o rețetă sau un bilet de trimitere la analize sau altă investigație, pentru că le plătește din buzunar. Este penalizat, plătește și dobândă, plătește... Suma este destul de mare. Această măsură cum s-a implementat la nivelul altor state? Că bănuiesc că dumneavoastră mai mergeți. Suntem al treilea stat care are card de asigurări de sănătate. Dar presupun că mai bine și mai repede decât în România. La noi, dacă deja s-a prelungit termenul, e clar că nu eram pregătiți pentru ce asta. Ce pot să vă spun? O colegă din Franța a spus, a afirmat că în Franța cardul de sănătate se activează la nivelul casei de asigurări de sănătate. Nici de cum nu este problema medicului de a face acest lucru. Da. Deci cel mai rău, ca să trag așa o concluzie din tot ce ne-a spus, este acest fapt că dumneavoastră, din timpul ăla puțin pe care l-alocați pacientului, mai luați ceva și pentru această verificare și, cum spuneam, poate la sată mai sunt oameni bătrâni, oameni care nu văd bine, oameni care nu am voie să vă las să-mi băgați pinul? Categorii nu. Deci, ce face fiecare... în vorba dumneavoastră, ce face un nevăzător la 90 de ani care nu știe să, nu vede să tasteze pinul? Da, se presupune probabil că e cu un soțitor sau ceva de genul ăsta. Da, trebuie să vină cu un membru al familiei, cu un soțitor, cu... Mă rog. Da, deci practic poate lucrurile s-au complicat, deși se voiau a fi din contră mai legere. Copiii, ce putem spune despre copii? Nu pot să spun de ce copiii nu au primit carduri de card de sănătate, pentru că constituie prima linie a persoanelor asigurate. Probabil de aia, că se știe că ei toți sunt asigurați. Da, da, da. Asta a fost și motivul. Deci nu se poate spune că acel card ține o evidență concretă a tuturor serviciilor efectuate. Să știți că după mi-am părerea mea, aceasta este părerea mea. Ne-am făcut puțin promovarea acestei emisiuni și deja s-au lăsat niște comentarii. Oamenii, să nu le zic frustrați, să le spun foarte supărați pe sistem. În sensul că atunci când merg la doctor, spun dumnealor că să citez, așa cum s-a specificat pe una din platformele de socializare unde noi facem promovare acestor emisiuni, că merge la spital doar pentru cazare, că practic fiecare la spital își plătește medicamentele, că mâncarea nu este tocmai ok și să pună pe picioare un pacient. Aici cum comentăm? Că oamenii au așteptări. Oamenii au dreptate. Oamenii au dreptate. Și acest lucru se întâmplă datorită faptului că se fac cheltuieli nejustificate. Deci un pacient, ca să poată ajunge la spital, trebuie neapărat să treacă pe la medicul de familie. Medicul de familie să îl consulte, să îi recomande investigațiile care trebuie. Persoana respectivă se poate duce la orice laborator dorește să-și facă investigațiile respective și dacă ceva îl depășește pe medicul de familie, îi poate recomanda internarea în spital sau în ambulatoriu de specialitate. Ambulatoriu de specialitate însemnând un medic de specialitate din ambulatoriu de spital, din policlinică, cum îi spunem noi, sau orice medic specialist care are contract cu casa de asigurări de sănătate, care poate să-i dea tratament în urma unei scrisori medicale cu care se poate întoarce la
medicul de familie să-i continue tratament în cazul în care se găsește o boală cronică. Vreau să menționez asupra faptului că scrisoare medicală trebuie să primească orice persoană care se prezintă la un cabinet medical, indiferent dacă este în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate sau nu este în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate, medicul respectiv are obligația de a prezenta scrisoare medicală cu care pacientul se prezintă la medicul de familie, lucru care nu se prea face. Da, pe de altă parte și la un medic specialist, că nu treci pe la medicul de familie, îți dă o dacă se prezintă, nu, dacă orice persoană se prezintă la un cabinet privat care nu are contract cu Casa de Asigurări de Sănătate, contractul cadru spune că medicul respectiv este obligat să elibereze scrisoare medicală, să arate ce i s-a făcut bolnavului și cu acea scrisoare medicală bolnavul se prezintă la medicul de familie. Pentru că trebuie să se țină o evidență a afecțiunilor, a un istoric al evenimentelor medicale ale persoanei respective. 2015 vine totuși și cu vești bune. Dincolo de aceste carduri care au creat așa o nebuloasă la nivelul de sănătate pentru asigurați și neasigurați. Iată că este pentru prima dată după multă vreme când persoanele neasigurate au și ele niște drepturi, chiar dacă mai puține pe an sau trimestru, dar sunt văzuți, să zic așa, bolnavii neasigurați de către dumneavoastră. Aș vrea să ne vorbiți că este o măsură despre care nu s-a vorbit atât de mult și oamenii nu știu acest lucru. Este o măsură introdusă de la 1 ianuarie 2015 și pachetul minimal, adică al persoanelor neasigurate, cuprinde încă un punct, servicii de prevenție. Îmi cer scuze, dar o să citesc ca să câștig din timp. Serviciile de prevenție, consultație preventivă și evaluare clinică. Consultația preventivă pentru persoanele în vârstă de peste 18 ani pentru prevenirea bolilor cu consecințe majore în morbiditate și mortalitate, o dată la 3 ani, care cuprinde consultație, anamneză, examen obiectiv diagnostic, recomandare pentru examene paraclinice atunci când există argumente clinice de suspiciune a unei stări patologice consemnate în foaia de observație, încadrarea medicală a asiguratului într-o grupă de risc. Consultația se poate efectua la solicitarea persoanei beneficiare de pachet minimal sau la solicitarea medicului de familie în luna în care este născută persoana neasigurată pentru persoanele neasigurate înscrise pe lista medicului de familie. Un alt serviciu îl constituie evaluarea periodică clinică a evoluției pentru bolnavii cu afecțiuni cronice, anual, în limita competențelor și cuprinde sfat medical, recomandări igieno-dietetic și alte activități care nu se finalizează cu eliberare de prescripții medicale sau prescriere de investigații medicale paraclinice. Deci, persoanele neasigurate pot beneficia de acel examen anual care se făcea la persoanele asigurate, la persoanele peste 18 ani, odată la 3 ani. Dar vreau să mai accentuez asupra faptului că dacă are nevoie de analize medicale sau de tratament, acestea se suportă. Nu sunt plătite din Fondul Național al Asigurărilor de Sănătate. Iar bolnavii cu afecțiuni cronice, cu hipertensiune, cu ulcer, cu dislipidemie, cu ast bronșic, cu BPOC, cu accident vascular cerebral, toate afecțiunile cronice, acești bolnavi se pot prezenta o dată pe an la medicul de familie, dar prescripțiile medicale și tratamentul sunt suportate de aceștia. Da, doctor, vă întreb că mă gândeam acum, un medic de familie are la cabinet arondați mai mulți asigurați sau neasigurați, având în vedere cum stă treaba în România? Un medic de familie are la cabinet arondat mai mulți asigurați decât neasigurați, depinde de teritoriul în care se află. Vorbesc de colegii din mediul rural, că poate în mediul rural sunt mai mulți neasigurați și mai puțini asigurați. Și să le spunem și celor care sunt neasigurați ce pot face pentru a beneficia totuși deci de serviciile dumneavoastră. Persoanele neasigurate, mai repet,
persoanele neasigurate în luna în care sunt născute se pot prezenta pentru consultația preventivă pentru o dată la 3 ani pentru acel examen control medical, iar persoanele neasigurate care au boli cronice se pot prezenta anual la medicul de familie pentru un sfat medical, recomandări igienodietetice și alte activități care nu se finalizează cu eliberare de prescripții medicale sau prescripție de investigații medicale paraclinice. De exemplu, un pacient neasigurat a primit o rețetă de la un medic de specialitate și totuși nu este lămurit cum trebuie să ia tratamentul. Se poate prezenta o dată pe an la medicul de familie să discute asupra bolii pe care o are, să primească sfaturi, să fie consiliat privind modul de viață, alimentație, stil de viață și să îi se explice încă o dată cum trebuie luat, cum trebuie administrat tratamentul. Dar dumneavoastră sunt așa înscriși pe listă de la copii până la persoane peste de la 80 un medic de, azi, de familie, aici ați atins o problemă nevralgică. Și asta, da. Un medic de familie trebuie să aibă înscriși pacienți de la 0 la 99 ani. Când s-a intrat pe sistemul de asigurări de sănătate, au fost incluși în medicina de familie medicii medicină generală adulți, medicii medicină generală pediatri, medici pediatri, nu pediatri specialiști, absolvenți a unor facultăți de pediatrie, medici de medicină școlară, medici de medicină de întreprindere. Acum mă gândeam la anul 2014, în ceea ce privește, știu eu, populația rondată dumneavoastră în materie de asigurați și neasigurați. Se poate spune că a existat o boală, care, un diagnostic care v-a dat de gândit, unul răspândit într-o pătură mai largă? Afecțiunile apar în funcție de anotimpuri. În perioada în perioada de vară apar afecțiunile digestive, dispepsiile, diareele, alte boli intestinale, iar în perioadele reci apar exacerbări ale afecțiunilor respiratorii, afecțiunii respiratorii noi, viroze respiratorii, răceli comune, faringoamigdalite, rinosinuzite, bronșite, tracheobronșite, pneumonii, apar exacerbări ale afecțiunilor reumatismale. Deci diagnosticele sunt răspândite așa într-o gamă largă și nu unul anume care poate să... Poate că am uitat ceva, dar în general cam asta este. Aș vrea să vorbim puțin despre femeile însărcinate, pentru că și ele la nivelul țării încep să fie din ce în ce mai multe. Iată că natalitatea crește. Dar și aici avem femei care se poate spune că sunt asigurate și neasigurate, având în vedere că se spusese că totuși gravida beneficiază de ajutor din partea statului. Da, femeile, o să vorbesc despre gravidele asigurate la început. Gravida asigurată se va prezenta la medicul de familie pentru luare în evidență în primul trimestru de sarcini, în sarcina 1-2. După aceea, din luna 3-a până luna 6-a, este văzută lunar la medicul de familie, îi se recomandă analizele care trebuie efectuate, iar din luna a 7-a, inclusiv luna a 9-a, se poate prezenta, de fapt este obligatoriu să se prezinte de 2 ori la medicul de familie, la interval de 2 săptămâni. Gravidele care sunt la prima sarcină, în săptămâna 34 și 38 trebuie să îi se administreze un vaccin antitetanic și la gravidele care, al căror interval de sarcini este mai mare de 10 ani. La medicul specialist a apărut o modificare. Consultația pentru monitorizarea evoluției sarcinii și lehuziei, o consultație pentru fiecare trimestru de sarcină și o consultație în prima lună de la naștere.
Consultațiile pentru monitorizarea evoluției sarcinii și lehuziei prezint prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu. Deci nu este nevoie de bilet de trimitere pentru ca gravida să se prezintă la medicul specialist. Ce am uitat să menționez, lehuza, după ce a ieșit din spital și la 4 săptămâni de la naștere, trebuie să fie văzută de medicul de familie. Gravida asigurată se prezintă, chiar și gravida neasigurată. Și gravida asigurată și gravida neasigurată pot beneficia de acele consultații la medicul de familie. Deci luare în evidență din luna 3-a până în luna 6-a lunar, deci 3, 4, 5, 6, 4 consultații, plus luna 7-a, 8, 9, 2 pe lună, 6 consultații, deci 4 cu 1, 5 cu 6, 11, plus 2, 13 la externare din maternitate și la 4 săptămâni. Diferența de gravidele neasigurate, suportă costurile analizelor și tratamentele care... O să vă amuzați, dar mi-a venit o întrebare sinistră acum așa în minte. Dom'le, ce face o gravidă dacă te apucă durerea afacerii pe știu eu unde? Da. N-ai cardul de sănătate peste câteva luni la tine. Și este considerată urgență, și este un serviciu care se poate efectua fără card de sănătate. Deci nu stă nicio asistentă să aștepte până vine... Da. Bine că ne-ați spus și lucrul ăsta, că era de amintit. Haideți să vorbim puțin despre asigurarea urgențelor în permanență, pentru că și medicii de familie e un lucru bun care s-a realizat așa pe parcursul anilor, să zic, 2013-2014 mai mult. Poate sunt puțin telespectatori care știu, dar chiar și noaptea, dacă aveți probleme, vă puteți adresa unor astfel de centre. Adică sunt medici de familie care se rotesc și asigură noaptea un ajutor medical. Un centru de permanență este o unitate medicală unde se pot desfășura servicii medicale care se la un nivel, să spunem la așa. Nivelul medicinii de familie. Deci, la nivelul medicinii de familie. Ce este nou, la un centru de permanență se poate prezenta și o persoană neasigurată, indiferent dacă este sau nu înscris pe lista medicului de familie care este de gardă. Deci, într-un centru de permanență se asigură urgențe minore, și se fac consultații persoanelor asigurate și neasigurate, se poate elibera prescripție medicală, dar cu plată, se poate face consiliere și se pot acorda concedii medicale. Tratamentul se ia de la rețeta de la medicul care a indicat tratamentul și se poate prezenta cu acea rețetă la medicul de familie pentru continuarea tratamentului. Deci, urgențele se mai pot asigura și în centru de primiri urgențe, la UPU, unde pacienții pot primi rețete în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate, pentru că medicii respectivi care sunt în UPU au convenții de rețete și pot primi și concedii medicale, pentru că aceiași medici au convenții pentru concedii medicale. Gorjenilor, le-a intrat în reflex acest lucru, că se pot adresa acestor centre sau da, nu prea? Da, gorjenii se adresează acestor centre de permanență. Le-a intrat în reflex, să știți că se prezintă la centru de permanență și dacă se prezintă la UPU, la Unitatea de Primiri Urgențe, sunt direcționați înspre centre de permanență pentru, bineînțeles, care ține de competența medicului de familie. Sunt direcționați înspre centru de permanență. Vreau să fac o precizare. La un centru de permanență se poate face un tratament injectabil, nu perfuzii, un tratament injectabil recomandat de un medic specialist. Rugămintea mea, și așa este legal și corect, ca persoana care se prezintă la centrul de permanență pentru
tratament injectabil, să posede, să aibă asupra dânsei buletinul de identitate ca să poată fi înregistrat serviciu și rețeta de la medicul, chiar și medicul de familie care a indicat acel tratament ca să știm ce avem de făcut. Am fost pusă în situația să vină persoane diferite cu o fiolă și o seringă vreau și eu tratamentul. I-am refuzat pentru că nu am avut dovada cine i-a prescris acel tratament. Ați vorbit puțin despre aceste rețete compensate, gratuite, așa în mare. S-a modificat ceva și aici, de la quantum-uri până la medicamente? Quantum-ul este aceeași. O rețetă este, se pot prescrie medicamente până la 700 de lei pe o rețetă la o boală cronică, dar sunt programele naționale de sănătate. De exemplu, dacă am un pacient cu hipertensiv, vă dau un exemplu. Am un pacient hipertensiv, primește rețeta pentru hipertensiune arterială, este cu diabet, primește altă rețetă pentru diabet pentru că este pe program național de sănătate, este bolnav cu demență, primește altă rețetă pentru că este alt program, este altă boală gratuită, boala Parkinson primește altă rețetă gratuită, deci pentru fiecare boală gratuită bolnavul primește o rețetă, indiferent cât este plafonul la rețetele respective, fiecare rețetă poate să fie de 5, de 10, de 7 milioane, vorbesc în lei vechi, ca să fie pe înțelesul tuturor, iar rețeta care se face pentru boală cronică, pe care o primește pacientul o dată pe lună pentru hipertensiune și BPOC ce alte afecțiuni mai are, nu trebuie să depășească 700 de lei pe lună. Spuneți-mi dacă există un cult pentru prevenție, pentru că majoritatea trebuie să recunoaște că venim la medic atunci când chiar ne doare ceva, dar puțin mai devreme cât să preîntâmpinăm o boală, nu prea dăm, sunt persoane, nu facem sunt vizite. Persoane care se îngrijesc pentru a preveni anumite boli sau mai ales dacă le atrag atenția. Vezi că se va întâmpla cu tare lucru sau ești predispus să faci anumită boală, li se aprinde beculețul și o lasă mai moale, se îngrijesc de sănătate și de totul. Este să știi cum să pui problema și să discuți cu bolnavul. Și a trecut mai mult de jumătate din această emisiune și chiar mi-am propus să vorbim și despre bolile de sezon, pentru că așa cum dumneavoastră ați venit un pic răcită, trebuie să spun lucrul ăsta și da, să vă mulțumesc că totuși ați ajuns la noi. Bineînțeles că virozele și toate gripele acestea care, iată, degeaba sunt vaccinări, că sunt atâtea tulpini încât vaccinul nu mai face față. Mai ales acum, iată, a început și școala, intrarea din nou în colectivitate, se înmulțesc. Este perioada lor. Orice persoană care intră în colectivitate este predispusă la a face bolile colectivității, ca să-i spun așa. Deci copiii care sunt duși la grădiniță, la școală, răcesc mai des și nu răcesc. Răcesc pentru că sunt în contact cu copii care vin la școală răciți, chiar urmează un tratament, dar asta este situația. Colectivitatea este sursă de transmitere de boli. Văd că ne sună cineva, e cel mai bine să ne trimiteți un SMS, așa am și discutat la începutul acestei emisiuni, așa că o să dau citire tuturor SMS-urilor pe care o să le trimiteți legate de tema acestei emisiuni. Dacă pot să trimite SMS oricine și o să le răspundem pe parcurs. Da, sigur. Dacă lasă și o adresă de mail, promit că le răspund sau... Da, nu vreau să fac reclamă, dar am și o adresă de... Da, oricum dumneavoastră veți mai veni la noi în emisiune pune la punct, să zic așa, toate subiectele care ne interesează pe toți. Tot timpul încerc în cadrul unor astfel de emisiuni să mă pun în pielea unui telespectator, nu să fac pe moderatorul pe acela care le știe pe toate. Și din contră să întreb ceea ce și pe mine m-ar interesa dacă aș sta acasă. N-am vorbit prea mult despre alimentație, pentru că și ea este, să zic așa, baza unei imunități bune.
Aici ar fi multe de discutat, dar trebuie să recunoaștem, asta e situația, alimentația devine din ce în ce mai precară, raportându-ne la coșul zilnic al unei familii sau al unei persoane. Aici care ar fi sfatul dumneavoastră? Pentru că și medicina alopată se bate cap în cap cu homeopata și la un moment dat pacientul nici nu mai știe sigur ce să ingereze ca să-i fie bine. Alimentația este o problemă mare de tot la noi. Pentru că la ora actuală nu poți să mai spui că știi care sunt alimentele bio crescute, cultivate în grădină și care sunt alimentele pline de chimicale. Și te bazezi pe alele alubunica de la țară sau pe mama? Alubunica de la țară, dar vă spun eu că nici alubunica de la țară nu este... Eu știu păi de tot vorbești acum de ploi acide, știți? Dacă mergi păi, într-un san, zici, aoleu, n-am deci făcut... Deci eu sunt crescută la țară, eu după aceea am plecat la oraș unde am făcut școala, părinții mei s-au reîntors la pensie și constat că din ce în ce este mai datorită ploilor acide, în grădină nu se... și ploi și inundații și variațiile de temperatură, de presiune, acum e zăpadă, mâine este soare, da, 30 de grade. Deci minus 2 cu 13. Deci am fost supuși în ultimile zile la aproape 30 de grade diferență, minus 15 plus 15. Și totuși, iată că ne adaptăm da, din mers. Și ne mirăm că de ce nu răcim, că de ce suntem răciți și de ce... Da. Recomandabil pentru prevenirea afecțiunilor în general, chiar și răceli, consumare de fructe, legume... Multă vitamina C, nu? Multă vitamina C, fructe și legume bogate în vitamina C. Se pot consuma 2-3 grame de vitamina C fără nicio problemă, organismul suportă. Să se evite, mai ales pentru cei cu dislipidemie, carnea grasă, mezelurile... Aoleu, pe tocmai acum ne pune slănină. Să evităm când numai știu, ce trecut știu, Crăciunul. Dar se poate mânca și cu moderație, nu e nicio problemă dacă se mănâncă o bucățică. Una e dacă se mănâncă o felie de șuncă, 20-30 de grame, și alta este dacă se mănâncă 200 de grame. Da, sau chiar dacă se mănâncă 200 de grame o dată pe lună, nu se întâmplă nimic. Da. Să vorbim și despre vaccină. Pâine și mai despre... puțină, așa. Pâine mai puțină. Că pâinea este plină de ameliorator și de... Poate atunci mai bine făcută în casă, nu lipiile alea. Bună și făcută în casă. Da, bunică. Este foarte bună pâinea făcută în casă, dar ai timp să o faci? Da, e adevărat și asta. Ai și... timp să o faci. Dacă tot vorbeați de ameliorator, poate și făina, cine știe cum... Păi și făina, că nu mai conține, știi... și făina conține amelioratori. Da. Da. Despre, am vorbit despre faptul că e bine sau nu să ne vaccinăm, că și ăsta e un lucru important. Și ați văzut de ce tot mai mulți părinți acum chiar dau semnătură că nu mai vor să-și vaccineze copiii, pentru că a fost și o informare masivă pro și contra și sunt chiar puțin dezorientați aveți, părinții. Aveți dreptate. Vaccinurile sunt foarte bune, sunt chiar indicate, pentru că, hai să discutăm despre părinții care vaccinează și care nu vaccinează. Dacă într-o clasă de copii se vaccinează 3/4 din clasă, și un sfert din clasă este nevaccinată, acel sfert de clasă de copii nevaccinați riscă să se îmbolnăvească de la copiii vaccinați, pentru că timp de 4 săptămâni o persoană vaccinată eliberează virus și poate să facă o formă mai gravă de boală. Este bine să se facă rapelurile la vaccin, acele doze din anumit în anumit interval de timp, de exemplu la rujeolă, rubeolă, oreion. Eu am pățit-o cu băiatul meu, care la 20 și 5, îmi cer scuze, la 25 de ani a făcut rubeolă. Se zice că e mai greu de suportat la o vârstă deci mai la 25 decât... de ani a făcut rubeolă. Înaintea lui a venit un prieten de-al lui la mine, s-a înscris. Tot așa, era, i-am spus, ori este alergie, ori este rubeolă, ca într-o zi, două, să se confirme diagnosticul de rubeolă. L-am întrebat pe băiatul meu, zic, măi, ai fost, ai întâlnit cu el? Nu, nu m-am întâlnit. Păi atunci de unde ai luat? A, păi știi, am fost la tenis și era un prieten care era în concediu medical bolnav de rubeolă. Zic, bine, și voi de ce l-ați primit?
Păi dacă el a venit. Și atunci când au fost acele cazuri multe de rubeolă, s-au întâmplat, le-au transmis unii de la alții la vârsta adultă. În cluburi, că se duceau la bar, se duceau la film, se duceau la tenis, cum au zis, sau la fotbal, sau mai știu eu unde se întâlnesc. Am impacientat și am sunat un medic infecționist care mi-a spus, știi ceva? Imunitatea la vaccin, la rubeolă, nu este decât 8 ani. A, zic, mulțumesc frumos că n-am mai făcut, să fiu fericită că n-am mai făcut încă de 2 ori, da? Zice, da. Așa că este bine. Acum 2 ani, la conferința de medicină de familie de la Cluj, unde a participat și medicul epidemiolog de la Cluj, ajunsesem la concluzia că ar fi bine ca în perioada în clasa 8-a, la liceu sau la facultate, sau chiar să și-l cumpere, adolescenții, studenții, să își administreze o doză de reore, cum îi zicem noi, rubeolă, rujeolă, oreion. Practic să repete. Ca să repete, să facă un rapel la vaccinurile pe care... Cei care n-au făcut, că până la urmă și sub vaccin tot fac la vârstă mică. Nu contează dacă au făcut, depinde de imunitatea fiecăruia și nu avem de unde să știm care este imunitatea personală. Nu, dar dacă iar a făcut la vârstă vaccin, mică, nu mai face mai târziu, că astea sunt bolile copilării. Ba da, o face. Dacă n-a făcut-o, o face, poate să o facă. Păi, nu, dacă oricând, n-a făcut-o, dar dacă a făcut-o, nu are să se mai vaccineze. Se vaccinează chiar cei dacă care a făcut-o, că... deci băiatul meu a făcut și rubeolă și rujeolă, a făcut rubeolă și culmea, a făcut rubeolă, avea un an și 8 luni și am făcut-o și eu după el. Da, deci... Deci el avea un an și 8 luni e și folclor că nu mai faci. Da, dacă... eu am făcut-o la 30 de ani. Da. N-aș vrea să se termine emisiunea, că și nu mai avem. Și vaccinul este ieftin, este 50 de lei. Da. Avem o persoană care a și sunat și vă mulțumim da. Că până la urmă ați trimis SMS. Am deschis târziu televizorul, dar sunt cardiac și vreau să știu și eu cum este cu aceste carduri. Chiar dacă am spus-o și o repetăm puțin, măcar pentru telespectatorul nostru care se uită acum la noi, să-i dăm un răspuns. Bănuiesc că asta e, cu inima nu-i de joacă. Îi dau un răspuns, dar ar fi bine să revadă totuși reluarea la emisiune. Da, mâine dimineață la ora 8. Dacă vă uitați, o să vedeți în amănunt. Asigurat, permite prezentarea la medic, la farmacie, la laborator, la orice, pentru orice investigare, la internarea în spital a persoanelor asigurate. Persoane peste 18 ani, salariați, șomeri, persoane cu handicap, pensionari de invaliditate, studenți până în 26 de ani. Deci studenții între 18 și 26 de ani pot fi beneficiari de card de sănătate. Deci dacă l-ați primit, o să mergeți la urgență sau primul, la medicul de familie, la vă dă medic la vă luați un PIN. Prezentați, da. Schimbați PIN-ul dacă vreți, nu este obligatoriu să-l schimbați, dacă vreți îl schimbați, dacă nu, nu-l schimbați. Și vă prezentați ori de câte ori este nevoie la o unitate medicală. Și ce trebuie să mai știți? Că s-a prelungit acea perioadă care o știam noi cu toții de februarie până în mai. Așa că aveți tot timpul din lume să vă documentați. Iată, suntem așa pe final de emisiune și aș fi vrut să vă mai întreb, deși nu avem timp să vorbim acum, că este un subiect destul de larg, despre obezitatea la copii, pentru că statisticile spun că din ce în ce mai mulți copii care se nasc în această generație au tendințe de obezitate și mai târziu, însemnând clasă, chiar grupa 0, sunt puși la diete. Și să nu uităm că acești copii au un program școlar sport, iar un copil cu un astfel de diagnostic nu poate să aibă viață liniștită. Deci, și programa școlară nu cuprinde sport, cuprinde educație fizică. Da, educație fizică. Educația fizică este special pentru a educa fizicul persoanei respective. Îl învață să facă mișcare. La educație fizică se fac alergări, servicii de gimnastică, se dau anumite probe, se fac anumite mișcări, dar suntem asaltați de părinți care vor să scutească copilul de ora de educație fizică pentru că îi strică media. Iar obezitatea poate fi tratată prin dietă alimentară. Bun, și majoritatea copiilor care au scutire medicală sunt puțin supraponderali sau de ce? Că iarăși... Nu, sunt anumite afecțiuni care scutesc, nu scutesc în totalitate, sunt afecțiuni care recomandă anumite exerciții la copii
cu anumite afecțiuni. Asta nu înseamnă că un copil obez este scutit de o educație fizică. Nici de cum nu este scutit de mișcare. Da, dar el nu poate să facă aceleași exerciții ca un copil normal și atunci... Poate să le facă, ce? Nu poate să alerge. Păi nu, nu poate să facă noastră, părinții retrag pentru că nu primește o medie bună. Deci da, nu va putea este să... motivul. Acesta este la o săritură în lungime, sub nicio formă nu poate egala... Dar nu pune nimeni să facă o săritură în lungime. Nu este probă. Este una din probe pe care, la care obține un punctaj minim. Da, dar asta, nu că asta, că asta e unul din motivele pentru care se mi se scade media chiar atât de mult ca să... Contează, să știți, în clasa a patra acum se fac portofolii, trebuie medie mare ca să intri, copiii ăștia chiar sunt supuși un examen cumplit de viață școlară, zic eu, și în deplină cunoștință de cauză, că am fost așa mămică de copil și mic și mare. Suntem pe... Și de copil și mic și mare. Da, da. Suntem pe final de emisiune și spuneți-ne ce ar mai trebui să... Da, mai avem doar 2-3 minute. Ce ar trebui să știe și asigurații și neasigurații. Poate puțin dintre lucrurile pe care n-am reușit noi acum în aproximativ o oră să le spunem. Eu zic că am spus cam tot din ce ne propusesem. Cel mai bun lucru, modificarea care este de la 1 ianuarie, este legat faptul de persoanele gravide că se pot prezenta pentru supraveghere la medicul specialist odată pe trimestru, iar persoanele neasigurate pentru prevenție se pot prezenta în luna în care s-au născut la medicul de familie pentru consiliere și prevenție, consultație și prevenție și recomandare de stil de viață, tratament sau poate analize de laborator care se suportă de către neasigurați și bolnavii cronici se pot prezenta la medicul de familie o dată pe an pentru consiliere și supraveghere a bolii cu care este în evidență. Și pe final de misiune, iată un alt SMS pentru alergii sunt vaccinări, întreabă cineva. Sunt și există vaccinări pentru alergii, dar până la vaccinare trebuie văzut care este alergenul, trebuie trimis la un medic alergolog și văzut care sunt alergenii respectivi și se face desensibilizare pentru alergenul respectiv. Doamna doctor, eu vă mulțumesc că ați fost alături de noi, de telespectatorii noștri, că ne-ați pus așa puțin în lumină cu aceste carduri de sănătate, a căror, să zicem așa, previziunea este mai mult sumbră decât veselă când ne gândim la ele. Este așa o responsabilitate în plus să-l ții în portofel, să nu uiți pinul și să nu uităm încă o dată specifică. Multe lume are mai mult de un card în portofel. Ideea este ca sistemul de sănătate, totuși, dacă așa demarat și vrea să demareze în sensul bun al cuvântului, să își dovedească eficacitatea pe parcursul anului 2015 și nu numai. Vă mulțumesc și vă mai aștept și cu alte ocazii, mai ales că ați venit un pic răcită la noi în emisiune, dar sper vă dorim... Nu, am imunitate, zic eu. Vă doresc multă sănătate. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru atenția cu care ne-ați urmărit și vă dăm întâlnire data viitoare cu un alt invitat, un alt subiect. Până atunci, toate cele bune. La revedere! La revedere!